Hristos a înviat. M-am întrebat în această dimineață care este personajul cel mai proeminent din tabloul învierii. Să fie îngerul, pentru că este lucitor, pentru că dă piatra la o parte, are o forță deasupra oricărei forțe umane. Cine este cel mai important personaj? Și apoi, care este cea mai proeminentă poziție în care a stat acest personaj? Vedeți, când vorbim despre înviere, ne gândim la ceva fascinant, fabulos, impresionant. Da, învierea este evenimentul care marchează întreg universul. Dacă n-ar fi înviere, nu ar fi existat creștinism. Dacă n-ar fi înviat Iisus Hristos, noi toți eram păcatele noastre. Niciunul dintre noi nu eram la biserică în această dimineață. Dar ce bine că Hristos a înviat, înălțat să fie numele Lui. Și suntem adunați la închinare și totuși în tabloul învierii, care este poziția în care stă o persoană, cea mai importantă poziție fizică. Uitați-vă ce spune Biblia, versetul 9, aceeași Evanghelie după Matei, capitolul 28, de unde s-a citit. Ele s-au apropiat și în loc să-i strângă mâna, da, să zică ce, bine, ce mult ne bucurăm că ești înviat. În loc să zică pace. uitați vă ce gest fac aceste femei. S-au apropiați să-i cuprindă picioarele. În dimineața în care rememorăm învierea. Să nu uitați. Cea mai importantă poziție în care putem sta este la picioarele Mântuitorului cuprinzându-le la picioarele Mântuitorului nu prea poți sta zâmbind. Când stai la picioarele Mântuitorului îți vezi păcatele, îți vezi falimentele. Uitați-vă ce spune Biblia, după ce Petru, cel mai proeminent, pleacă, Ioan capitolul 20, după ce Ioan, ucenicul care este extraordinar de impresionat și ajunge primul la mormânt pentru că e mai tânăr, după ce amândoi se asigură, spune Biblia, că totul e clar, acolo nu mai era Iisus Hristos. Simon Petru care venea după el, spune versetul 6 Ioan 20, a ajuns și el, a intrat în mormânt și a văzut fâșiile de pânză. Iar ștergarul care fusese pus pe capul lui Iisus nu erau cu fâșiile de pânză, ci făcut sul și pus într-un alt loc singur. Atunci celălalt ucenic care ajunsese cel din tâi la mormânt a intrat și el, a văzut și a crezut. Și zice Biblia, versetul 10, apoi cei doi cei mai proeminenți ugenici s-au întors acasă. Ucenicii care s-au mulțumit cu fâșiile de pânză, ucenicii care s-au mulțumit cu sulul acela, ștergarul făcut sul, cu dovezile învierii. O femeie face diferență. E cea mai păcătoasă din istoria mântuirii, din tablou învierii. Zice Biblia, versetul 11, e vorba de Maria Magdalena, dar Maria ședea afară, lângă mormânt și plângea. Cea mai importantă atitudine pe care putem să o avem în dimineața în care rememorăm învierea este să-L căutăm pe Iisus. Este să fim disperați după prezența Mântuitorului. Pe când plângea, zice Biblia, s-a plecat să se uite în mormânt. Și a văzut doi Doi îngeri. Nu te mulțumești, Marie Magdaleno, nu te mulțumești că ai văzut doi îngeri, alții au văzut doar un înger. Nu. Nu te mulțumește nici mesajul îngerilor. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Unul la cap, adică acolo unde era Iisus Hristos, capul lui, dacă mai era în viață și nu mai era acolo, și altul la picioare. Femeii au zis ei. Zi. Pentru ce? Plângi. Ce te motorizează să rămâi la mormânt, să rămâi lângă mormânt? De ce ești aici? Ascultați da ce zice femeia aceasta. La picioarele Mântuitorului, cuprinzându-l, femeia asta are un plâns convingător. E conștientă, e convinsă. Domnul ei există. Pentru că au luat pe Domnul meu și nu doar pentru că l-au luat, nu știu unde le-au pus. Cea mai importantă atitudine pe care o putem să o avem în această dimineață este să stăm și să cuprindem picioarele Mântuitorului. Să ne amintim că aceste picioare au fost întinse pe calvar, au fost străpunse de piroanele lungi și groase ale romanilor și că picioarele acestea ne oferă nouă siguranța că avem iertare. Prin sângele lui Iisus Hristos suntem iertați. O să stăm la masă cu Domnul Iisus Hristos. Și la masă cu Domnul Iisus Hristos stătea aceeași femeie într-o casă a unui bărbat extrem de proiminent, Simon Leprosu, care nu și-a făcut timp să-i spele picioarele. Și femeia aceea s-a furișat și s-a ascuns, s-a băgat pe sub masă. Și a început să plângă, zice Biblia. La picioarele Mântuitorului e un loc special în care se poate plânge. Spunea foarte bine fratele păstor, poate plângi dimineața asta. Poate viața te-a pus jos, Poate circunstanțele prin care treci, poate bolile, poate accidentele, poate salonul ăla în care te afli și ne asculți online. Ai zice, învierea nu prea e compatibilă cu lacrimile. Uitați-vă că e compatibilă. La înviere, la picioarele lui Iisus, plângi conștient. Isus, chiar dacă nu-L văd, El există. Iisus, chiar dacă nu-i vizibil și nu mi se arată ca altă dată, chiar dacă nu mi mulțește pâinile, vedeți, femeia asta nu s-a mulțumit cu mâinile lui Isus O grămadă de oameni umblau după Iisus Hristos pentru că mâinile lui erau miraculoase, mulțeau pâinile, transformau viețile, atingeau timpanele și cu degetele Iisus Hristos și vindeca surzenia, atingea ochii și din tine punea tine, împotriva oricărei rațiuni medicale și el vindeca. Femeia asta zice, n-am nevoie de mâinile lui Isus, n-am nevoie de favorile lui Isus Hristos, am nevoie să stau în prezența lui împărtășie, în într-o apăpiere -o specială, să simt prezența Mântuitorului. Și ascultați ce spune Biblia, după ce a zis aceste vorbe, s-a întors și a văzut pe Isus stând acolo în picioare, dar nu știa că este Isus Hristos. O să ai momente în viață în care stai lângă Isus și nu prea pricep nimic din ce se întâmplă, ca aceia care sunt în încercare în această dimineață. Versetul 15 spune Ioan 20, femeia a zis Isus. De ce Plângi. Pe cine? Nu ce. Pe cine cauți? Pentru că la picioarele Mântuitorului nu mai cauți onorul, nu te mai interesează ce zic oamenii despre tine, nu se mai pasă cine-ți numără păcatele. E impresionant, mă uimește cerul. Prima persoană la care i s-a arătat Iisus Hristos în viață era cea mai păcătoasă din tabloul învierii. Femeia asta a zis: Am o reputație pătată, din mine au ieșit șapte demoni curați. Dacă nu-l mai găsesc pe Isus Hristos, nu mai am nicio soluție. Nu mai caut o soluție nici la preos, nici la prelați, nici la oamenii care sunt în contextul învierii. N-am nevoie de cărturași și de cărțile lor. Am nevoie de Isus Hristos. Am nevoie de Isus Hristos. Am nevoie de Isus Hristos. Și femeia asta a zis: dacă nu-l mai găsesc pe Isus Hristos, viața mea e falimentară, e distrusă, n-am viitor, n-am speranță, îl caut pe Isus Hristos. Ea a crezut că este grădinarul și a zis: Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Nu contează câți kilometri trebuie să parcur, nu contează câți oameni mă urmăresc dintre soldații romani, nu contează ce zice dregătorul Pilat. Un singur lucru mă interesează. Îl vreau pe Isus, pe Isus, pe Isus și numai pe Iisus. Lăudat să fie Hristosul cel înviat. Slăvit să fie numele Lui. Ascultați ce zice Biblia. Isus s-a uitat în ochii ei și a zis, Marie, E o întâlnire la cel mai înalt nivel. Ea s-a întors și a zis în evreieșterea bunii. Adică învățătorul și înțelegem din context că ea a cuprins picioarele pentru că versetul 17 spune, nu mă ține. Femeia asta a zis, nu am nevoie să vă privesc pe Iisus Hristos ochi în ochi, am istoria mea, am păcatele mele, am gândurile mele, n-am favoarea asta, nu am pretenții în prezența lui Iisus Hristos. Vreau la picioarele lui în smerenie să plâng conștientă că El există chiar dacă oamenii au zis că a murit. El merită să fie căutat chiar dacă nimeni nu-L găsește. El, El e Domnul meu. L-au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. Poate e o dimineață în care Domnul ți s-a luat. Analizează-ți viața împreună cu mine, noi toți, și să căutăm motivul pentru care Iisus nu mai e sus, egal.